ai pățesorioară? Ai, medalul corazon! Nu te văd, că creem! Nu, astăzi vine să crezi ce mi s-a întâmplat! Lăsă-te în casă să-mi explici! Ce-ai pățit, soro? Farela, sunt mui mal! Despărțit-o de mascalțonii! Te-ai despărțit de bărbată tu? Si! Nu mai avea proiecte, nu mai avea dinel, nu mai avea nici pe mâna, nici medațul, niente! Plus că avea o problemă la pat. Avea cocoșelul mic, cucurigu! Nu era cucurigu, era pițigoi, făcea piu-piu. Mă știi pe mine, focoasă? Eu nu pot să stau cu așa ceva în pat, cu un puiuț, piu-piu! Și de asta am hotărât să vin la tine, pentru că, misorela, eu nu am în altă parte unde să merg. Misorela, pot să stau la tine o perioadă scurtă, o zi, două, trei, o lună, puțin, un an, o viață, până când moartea ne va despărți? Pot, pot, misorela. Da! Normal că poți. Eu te susțin, doar suntem o familie. Fabrică, nu-i loc. Ba, este loc, mitică. În seara asta o să doarmă cu noi în pat. Fabrica, tu ești? Ai vrea tu, mitică? Acum că sunt singură și că am divorțat, putem să renaștem din nou dragostea noastră? Ah, mitică, hai, ce zici? Reaprindem flacăra dragostei noastre, de fapt care o să fie o torță? Anise, stai o leacă, știi că data trecută era cât pici să ne prindă Aurica. Eu la Aurica ce-i zic? Aurica? Asta nu se supăr, că-i sora mea. Până la urmă, vă mai certați, divorțați, vii la mine și toată lumea e fericită. Hai, mă, 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 că nu mai pot, cum nu mai pot, mă, 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 te-aș mușca, mă! Mitică, 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 fugi tu cât fugi, dar tot îi prind eu. Miau! Dacă sora Aurica vrea atâta hățăială, adu-o la mine! Lasă-mă, Cornelic, numai eu știu cum am scăpat de aia, dacă vrei, ți-o dau. Hai, că am glumit, tu ești nebune! De-aia să uite la mine, aia vrea unul cu bani. Păi eu nu am bani, Cornelic, și nebuna tot după mine umblă. Da, mă, că tu ești frumoasă, dracului. Cornelic, trebuie să găsesc o soluție cum să scap de nebună. Ui, în general, în Tenlovelii, apare câte un josie armată de ăsta aia, care vine și-ți ia locul. Corneli, păi eu am nevoie de un José Armando de ăsta, ai, de care sora Aurica să se îndrăgostească. Da, bă, da, da, adică unul cu bani, ei. Unul cu bani? Dar cine? Știu eu, știu eu, primarul, ei. Dacă îl vede Anisia, sigur o să se îndrăgostească de el, că l-are bani. Primarul, ei? Bună idee, dar cum îi facem pe ăștia doi să se îndrăgostească? Tot din telenovele mi-aduc eu aminti că Natalia Oriero primea scrisori de dragoste de la José Armando, ei. Și așa o să facem și noi, mitică. Tu te duci la sora Aurica și leși un bilet de dragoste ca și cum ar fi de la tine, iar eu mă duc la primar, la birou și îi lăs un bilete. Un bilet tot de dragoste și la primar? Nu, nu, îi lăs un bilet, o scrisoare mai exact ca și cum ar fi la o doamnă judecătoare, că știi că el a avut dosarul ăla cu aeroportul în sat. Și sigur o să vină, mitică, sigur o să prezinte la întâlnire. Bă, Cornel, zici că o să meargă, băi? Da, băi, da, băi. Noi ne-am făcut treaba, mitică. Acum să lăsăm destinul să deșidă.
Poftim? Da, da, exact cum ți-am zis-o, sora ta Anisia, una obsesia cu Mitică. Mitică încolo, Mitică încoace, tot timpul la Mitică, la Mitică, la Mitică. Zic sincer, uneori, mi-e rușine să zic, dar când făceam noi doi cichi-cichi, dragoste, am auzit-o strigând, hai Mitică, dă-i Mitică, dă-i Mitică. Groaznic, nici nu vreau să mai zic. Deci să înțeleg că ei se iubeau de mult timp și eu n-am știut? Doamne, apără-și păzăște cu sora mea! Nu, că eu mă duc să-l omor pe Mitică! Nu, Olica, calm! No crimă, por favor! Doamna judecătoare? Nu! Cornele, nu-i dragoste la prima vedere? Ei, dacă nu-i dragoste la prima vedere, o să fie dragoste la primii bani! Stai așa! Bună ziua, domn primar! Mai aveți alea șase case și mașinile alea șmecheri? Să știți că mie îmi plăcea mașina și aia decapotabilă, Mercedes. Ei, eu acum trebuie să am o treabă, să fac un complex rezidențial, nu știu tu astea, mă rog. Trebuie să mă întâlnesc cu cineva important și nu trebuie să mă fac de rahate. Poate nu mă faci tu de toată bafta. Înțelegi? Vrei să mă scutești cu căcaturile tale? Bine, domn primar, dar dă-mi și mie 100 de lei. Când îi dai înapoi? Ți dau rapid, că am prins eu o lucrare. Ia și scutește-mă. Sănătate, domn primar. Gata, lasă-mă în pace. Pa. Doamne, ajută bani de asta. Pa. Ce ai făcut? Doamne, am fost cu bidonă. Anisia s-a îndrăgostit. Păi, și-am făcut și 100 de lei. Treaba-i bună. Domnule primar, mașini, case. Ce mai face dacă ți-ar spune că sunt judecător? Da. Ați spus că nu sunteți doamna judecător. Eu nu judec, eu trec la fapte. Eu zic să mergem în mașină și să-ți ridic, să-ți analizez dosarul. Hai! Bravo, Cornele! Stai. Aici era, a? Să-ți fie rușine, Mitică! Marșal cu sora mea! Află că s-a terminat tot între noi! Să-ți iei bagajele și te duci la măta și să nu mă mai cauți în viața ta! Și să știi că vaca rămâne la mine! Dar ce-am făcut, fă? Ce-ai făcut? O venit ăsta tocmai din Italia și mi-a spus tot! Știu tot adevărul, Mitică, tot! Gata, fă, știi pe dracu să te ia! Lasă-mă în pace, că nu e adevărat! E vorba despre domn primar, nu despre mine. Da, Mitica, despre tine este vorba, că tot timpul zicea Mitica, de tu ești Mitica. Domnule, nu numai pe mine mă cheamă Mitica în toată lumea asta? Nu, și pe domn primar îl cheamă Mitica. Îl cheamă și Pagoveanu, Nicolae, Mitica. Numele mic, fă. Și dacă nu mă credeți, uitați-vă cum suge Giulesc în mașină acolo, uite. Eu nici nu știu limba, n-am nicio treabă, abar n-am, ce dracu să-mi bag picioarele. Nu, chiar îl cheamă Mitică pe domn primare? Nu îl cheamă Mitică. Dar cu siguranță în momentul ăsta îl cheamă José Armando, e! Cornelie, hai să lăsăm destinul să decidă, e! Da? Și să bem și noi o sticlă de vin. Ei, bravo, e! Am scăpat din nebune! Gata!
gata, fraților, am terminat și acest video. Sper că v-a plăcut tare mult, mai ales că v-am și întrebat data trecută dacă mai doriți un video cu Anisia, cu sora Auricăi. Ei bine, de data asta am venit și cu domn primar. Domnul primar! Eu eram pregătit pentru poză. Dacă v-a plăcut, dați un share să vadă și prietenii voștri, dați un like și, de ce nu, poate facem și partea a treia cu sora Auricăi. Dacă doriți acest lucru, scrieți în comentarii, acolo să vedem peste 10.000 de comentarii. Și fiți atenți că vine Crăciunul și la anul alegerile! Sunt eu, doamna primăriță, cine? Alegeți Auricăi! Abonați-vă la canalul lui Radu, pentru că acolo veți găsi cele mai tari podcasturi din România, inclusiv cu Petronel și cu Anisia. Și nu uitați, Sergei și Anisia, Anisia Gafton Facebook, Anisia Gafton Instagram, TikTok, Anisia Gafton, vă pup și vă iubesc. Așa e cel mai tare video. Hai gata, că nu o plătit niciunul, gata.